Casa de Cultură Garabeti Brăileanu din Târgu Frumos organizează vineri 20 septembrie de la ora 17 o dublă lansare de carte. Moderatoarea evenimentului va fi directoarea instituției Veronica Hariton, iar prezentarea va fi făcută de Marcel Ludic, președintele Asociației Meșterilor Populari din Moldova. Vor fi lansate cărțile Timpul Sacru, Sărbătorile de altădată de Marcel Ludic și Post și rânduială în satul românesc de Eugen Neculau. Organizatorii au pregătit un cadru tradițional românesc pentru acest eveniment cultural. Vă invităm să marcăm dubla lansare de carte care va fi vineri pe 20 septembrie 2024, începând cu ora 5. Vom avea lansarea de carte Timpul Sacru de Marcel Ludic și Roșia Rebuia lansată românesc de Eugen Neculau. Dorim să vă invităm într-o atmosferă de sărbătoare. Vrem să organizăm o mică șezătoare cu decor mai tradițional. Sperăm să avem cât mai mult public interesat despre temele astea populare românești. Cartea scrisă de Marcel Ludic explorează tradițiile și sărbătorile care au modelat viața spirituală și socială a satului românesc. Autorul aduce în prim plan un calendar al sărbătorilor, revelând semnificațiile profunde și obiceiurile asociate cu acestea. Lucrarea este o incursiune detaliată în lumea rurală, în care timpul era perceput ca sacru, iar sărbătorile religioase aveau un rol esențial în menținerea coeziunii comunității. În lucrarea semnată de Eugen Neculau sunt subliniate rânduielile stricte care însoțeau perioadele de post și importanța lor în pregătirea spirituală pentru sărbători religioase. Neculau analizează nu doar aspectele religioase ale postului, dar și implicațiile sale sociale și culturale, arătând cum postul devenea un timp de reflecție, de curățenie interioară și comunitară.